you mean, click? Salutare, dragi tovară, și bine v-am găsit la un nou episod de Brothers in Arms, Hell's Highway. Al doilea episod, ia să vă joc de ceasul și 4 shot. Hai, coi, filmat până pe la și 20 cel mult. Stai aici. Bun, pun telefonul aici. Am schimbat programul care filmez, acum filmez cu OBS-ul. Bă, deci, toată ziua. Bine, nici chiar toată ziua. Dar cred că de pe la vreo, nu știu, pe la vreo 2 jumate, 3 până acuși la 6.48, 6.42 m-am chinuit cu setările alea, pentru că efectiv, deci când mă jucam nemaipomenit, nu frama deloc. Când era să văd ce am filmat sau să randez, se mișca ca dracu, ba, se mișca pixelat. Am căutat tutoriale peste tutoriale, până la urmă am rezolvat problema. Acum filmez în 60 FPS-uri. Cu action mirrorile sunt nici în 30, nu puteam să filmez, că mai frama jocul ăsta. Oricum, e bine că acum îmi funcționează să filmez, de nu am chinuit cu setările alea de efect, de m-au apucat dragi, acum sper să n-am nicio problemă, să nu framez deloc în 60 FPS-uri. Puteam să las la 30, dar atunci, bă, dacă pot face 60, fac 60. Pot să randez și 60 FPS-uri, că merge să fac asta. Bă, dar ce mișto se mișcă. Sper că o să vă placă. Da, tot HD fac videorile, nu le fac full HD. De ce? Ia. Ia. Văd că ăștia trăsc o femeie, vede violul dracu ce și ea, sau o omoară, nu știu, face-o. Băga glonțul. Băgă, tabar n-am. Ce vreau să zic? Am și uitat. A, da. De HD, full HD. Nu fac full HD, că n-am monitor full HD. Nici HD nu-i monitor meu. E 4x3, 1000... Cât dracu e? 1000... 1280x1024. Am făcut eu jocurile să fie în 1280x720, dar am niște bări așa, una sus și una jos, așa. Am niște bări și cam nasol, sincer să fiu. Dar, ce nu fac eu cu voi? Ce nu fac eu pentru voi, pardon? Hai, fetiță încoace. Bun. Cum schimb monitorul să vă fac video full HD, că pot să fim, adică trați să filmezi jocuri de astea vechi, e posibil să nu pot face full HD. Aș putea să umblu la setări în când randez, gen să fac din să fac la randare 1080 și nu 720, dar asta ar însemna să întind imaginea mai mult, că mi-ar arăta ca un pătrățel mai mic acolo, un dreptunghi mai mic. Și o să se vadă cam pixelat dacă transform așa. Și oricum nici nu-mi procesează jocul la opțiune, nici nu mi-am pare 1080. Să-l fac, da, de la monitorul ăsta vechi. Trebuie să schimb dracu monitorul ăsta și hardul. După aia, cred că placa video să-mi iau una mai puternică, că vreau una pe 256 și apoi RAM să-i bag, RAM în drag și ăla e, ca și făcut. Bun, toate ca toate, hai să ne pușcăm. Voi trageți acolo, voi trageți aia sau, ia. Echipa bazuca ce să tragă, că nici nu știu. Trageți și voi în ceva, abar n-am. Acolo. Stai, mă, ce am pus pe ăștia? Să spargă aia. Ia că mă duc pe ăla să-l dilez, bun. Hai, dă-mi cu acea pușca, bagă viteză, ce pușca mea. Și tu, bun. Hai, da, urcă. Hop. Uiați, deci vin unii pe partea, unii pe partea. Hai să încerc cu o grenadă așa. Hai. Am chef să văd o reluare din aia. Pizdoasă rău. Uite, aici, așa, sper că... Da, nu cred că am dat-o bine. Sau, ia. Boom! Oho, i-am rupt piciorul ăla. Mă, ce mișto, hai să încercăm și cu ăștia, ok. Deci cam așa trebuie să vină. Ia-i. Ne distrăm la jocul ăsta, nu jucăm serios. Noi distrăm la pana, noi jucăm la pana, rămâne să pare. Ia. Și acum nu mai dat reloare. A, și lor aia am rupt o mână, văd. Bun, mi-am stricat grenezile ca să omor pe aia. Hai, dați-vă la o parte. A, bagă viteză. Du-te. Cum îl chema pe ăsta, că am și uitat. Hai, veniți după mine. Hop. Ok, ăștia trei sunt out.
să iau mai bine MP40, eu nici nu știu. Unde MP40? Uite-l. Ia dă-l încoace. Prietenul meu de viață, MP40-ul. Că l-am fost în Call of Duty și un Wolfenstein. Oho. Hai că tot am spart capul unui fraier. Bun, hai da. Am ratat. Hai, ai out. Cred că-i out ăla. Nu-i out. Uite-l pe ăla, out. Hai, încă unul. Mai trebuie să fie. Hai mă, scoateți capul de acolo. Nu vreți? Stați, că încarc acum. Gami aici piciorul să-mi bag, că am draci acum. Unul out aici. Tu mori și mai unul. Hai, mori și tu. Bă, dar n-am takedown, gen să dau cuțitul ca în Call of Duty și este văd că nu. Ok, loading. Ia să vedem ce se întâmplă aici. Nu o să dau skip la cinematicuri, că văd că dacă ai jucat un anumit capitol, poți să dai skip la cinematicurile dacă l-ai terminat totodată. Dacă e capitol nou, nu poți. Și acum am terminat capitolul ăsta mai devreme, că m-am chinuit cu filmările alea. Că n-am putut să fac niște filmări scurte la început. De fapt, la început nu mi-am dat seama că filmează nasol. Dacă nu-i fac setările altfel. Thank you. I give you these. Take, take. Hot damn! Check it out, Corian. Le-a dat cremuști. Three cigars. I'll take a couple, and not even old enough to smoke. Ia, văd că e o capcană ceva pregătită pe aici. Nu neapărat capcană, dar nu se așteaptă. That's why they're thanking us, Frankie. This isn't safe, Frankie. Lighten up, Corian. It's just a... Boom! Văd că Frankie ăsta e cam fraier. Bine, pare a fi și juniorul. Ce foțoare ăla. Vede-l glonțul de ochi ce-i drău. Bun, văd că popa moare. Hai, dreptate asta, Frankie, săracu, e mai fraier. Presim că o să moară la cât de fraier îi. Bun. Ce seamănă ăsta din stânga cu un coleg de-al meu de clasă? Dar chiar zici că e el. Mă rog, mult mai pitic. Bă, dar toți ăștia au aceeași... Nu, uite, ăla e mai pitic un pic. Bun. Deci văd că unul partea aia, ia dă-mi cu acea pușca de distanță, ce pușca mea. Hai, strângem din buci, ne adunăm ceacrele. Așteptăm să scoată la capul de acolo sau până la dilip. Ia de limpul ăla. Serios, frate, nu ne-a dat un... O reluare din aia pizdoasă? Văd că nu. Da, n-a mers să ne dea o reluare de aia, că am dat hecea. Las că sunt o grămadă din pușca pe aici, sigur o să ne dea. Hai da, hop! Bun. Hai, veniți încoace. Voi împușcați-vă pe acolo. Stați că vedeți voi ce moment mișto să fac mai încolo. Stați un pic. Ok, sunt unii prin partea aia, atras de pe undeva, dar nu pot să-mi dau seama. Unde căcă atragă ăștia? Stați aici. Și voi elalți, acolo. Hai, poziționați-vă. Ăla iau, stai că e după butoi acolo. Bun, mor și ăla. Hai să încerc să mă duc după ei. Și ceva, YOLO mod activated, văd că vin mai mulți. Hai, dă-mi face MP40, singurul meu prieten pe timp de război. Și, du-te, hai da! Run, bitch, run! Hop! Eram pe care să mor. Bun, văd că nu prea mai am gândit ceea ce nu este prea bine. Ia, dă-mi face MP40, ok, ia să văd cum să mă bag pe aici. Pe unde sunt ăștia zbăgați fix după chestia asta? Lasă că sunt fix pe mijlocul unde ăla și are, și mă poate vedea de la mitralieră. Trebuie să încerc să mă duc pe acolo și chiar asta o să fac. Unul iau și mai unul acolo. Și tu n-am murit. Hai mă încarcă. Să-ți bagi piciorul cât damage bagă ăștia. Hai că încerc și eu să nu mai înjur, că mai sunt copii care se uită și poate sunt pe difuzor ceva păcă și nu sunt păcă și aud părinții. Că se uită la ăștia care înjur și au bătaie. Mi-a scris și oată unul. Pardon. Mă scuzați dacă zrăcit. Cancerul ăsta nu mă lasă. Mi-a și scris o dată un copil în comentariu la un live stream. Bă, nu m-am jurat că m-aude, că aude tata. Că aude tata și mă bate. Nu știu de ce, n-am râs la comentariul ăla. Ai de capul meu. Dați pe partea aia. Hai mă, refă-ți damage-ul, HP-ul, mă rog.
ăștia după gard pe acolo. Eu dau așa ca să spar gardul, nu ca să-l omor pe ăla. Că na, te-a dat seama, așa are culpă distanța asta, ce dracu să-i face? De acum vreau să-l omor. Dacă s-ar micșoare și... Cursura, auzi-mă și pe mine. Cât de aproape am fost să mor. Vedeți? Instinctul de jucător de șutere intră la acțiune. Dacă ar veni acum războiul, ho-ho, cred că aș fi cel mai bun soldat din România. Bine, probabil dacă aș fi doar zgâriat de un... Doar dacă aș fi mai zgâriat, să zicem, nu știu, aș călca... Pe o creangă cu țep și mi-ar intra... Acolo, în picior, cred că m-aș călca pe mine de urmă. Dar am putea să simt un glonț undeva am fi prin picior sau prin mână. Ei, glumesc, exagerez și eu. Bă, ăștia-s cu mine? Nu sunt cu mine. Ia tu mori acolo. Hai că exagerez și eu. De când eram mic, de nu mă zgâriam și făceam la răni, ho-ho. Și câte căzături am tras cu bicicleta, ai de capul meu. Pe scurt, nu cred că o să fie mare problemă dacă m-aș duce în război. Ci că ăștia vor să bage armata. Dar eu sincer tot nu mă duc. Acum, poate, o să fiți unii ceva. Bă, deci, dacă își bagă ăștia armata, ce nu te înrolești și tu în armată că-ți plac șuterele? În primul rând, Anchev, în primul rând, ce te pun ăștia în armată? Nu e armată, armată, ce fac? E mai ca o tabără de vară și suspectă căcioasă, vă garantez. Nu vreau să-mi stric eu vara, că sigur vara o să o facă. Și ce fac? Stau 3 luni vara, în loc să fiu și eu acasă. Să, nu știu, să merg și eu la mare, de exemplu. Sau să mă văd cu gagica, sau ceva de genul. Nu, trebuie să merg în armată, căci că nu știu ce. Și oricum, am auzit că o să fie voluntară și nu obligatorie. Dacă e obligatorie, îmi bag piciorul. Fug din țară dacă e mascul pe dealuri, vorba unui vecin, dar unui prieten, care zicea așa, bă, dacă vine războiul, fug pe dealuri, nu știu ce, e, Tena fug, de fapt, prin păduri, că ăla stă la munte, aici eu nici n-am unde să fug, eu pădure aici în spate, în spatele satului, dar ce dracu pădure, este o pădure amărâtă, e plină de câini, mai de anis, ci că ar fi mistrex, am auzit, da, hai, un cinematic frumos, da, BOOM, o, tăși tu cum s-ar mâini, tăiete, picioare, tăiete, să-ți bagi piciorul. Stai că ăsta vine pe aici, firar, el să fie treci încoace. Bă, gamea și de... Oho, hai că... I-a zburat casca de pe cap, dar încă e ăla de acolo și n-am ce să-i fac. Dă încoace MP40. Mai e vreunul pe acolo. Bă! Garda! N-ai plătit impozitul la stat. Bă, ăsta... A, uite-l acolo. Eu cream că e ăla de acolo. Bun, și-am armat să-l de sus. Fiți atenți cum o să-l dilez pe ăsta. Hai că nu degeaba m-am chinuit toată ziua să fac setările. Măcar am făcut aproape tot capitolul. Fiți atenți cum îl dilez pe ăsta. Luăm așa, adică așa, stai, fiți atenți și mișto e, hop, trage-i în spate, stați că vreau să, așa, e, v-a plăcut asta, ia, să iert o mână pe aici, la un moment dat mi se bugui se pun deva prin pomul ăsta, unul. Mă rog, e, v-a plăcut chestia asta, cum să nu vă placă, stați că eu nu pe aici prin spate, eu vreau să-i omor pe toți, curăț toată mapa, îți mai al dracu de fel meu și de-aia, ce vrei mă tu, tu ia gloanțe acolo, a, mai sunt, au murit toți, ce naiba, ia gloanțe aici și mor și tu, gata, bun, ăștia-s fost, gata, bun. Ia dăm coace muniție, că o să avem nevoie aici, poc, să mă uit și eu la cer să văd de câte am ținut filmare, era parcă și 48, nu? S-o închei și eu pe la și 20, e mai mult decât suficient, dracu. Ia, cât e ceasul deja, e deja și domnite, să-ți bagi picior, ce repede trece timpul când te distrezi când filmezi. Dacă sunt la școală, nu, 5 minute trec într-un minut, cam așa e. Asta cere ajutoare, da, crezi că te aud aia, i-am lăsat la mama dracu în spate. Ia, hai, intră acolo, hai, împinge. Poc, this is Sparta, haide, intră ca soatul. Sau o orcă, ce naiba? Eu acum mă prefac că nu știu ce urmează să se întâmple. Mă, lumânări ăștia, astea sunt lumânări de alea parfumate cu Viagra pentru femei. În caz că nu știți care e treaba cu Viagra pentru femei, am văzut la toți de EH. Un fel de spray de cameră și le dă femeilor poftă de sex. Nu doar e gen ca la bărbați de consum, nu știu cum e, o tragi pe nas, o mănânci abana cum e Viagra, că n-am încercat niciodată și nu m-am interesat. Bun, văd că ăștia sunt ochelarii lui tipul ăsta care a murit. În caz că nu știați, pistolul pe care l-avem, stați un pic, bubuie geamul ăla, așa. Pistolul ăsta pe care l-avem e al soldatului ăla care îl arăta acolo mort. Cred că a murit în jocul anterior și ăsta a fost un camarad important de război. Ăsta e jocul final din această serie, din seria Brothers in Arms, nu s-au mai scos jocuri. Nu le-am jucat pe ala vec, nu le știu cum sunt și pe ăsta l-am jucat și știu care gameplay și grafică bună. Alalte doar câteva secvențe pe YouTube am văzut și ei n-au o grafică prea bună. Ăsta are și grafică și gameplay și tot. Bun, hai să trecem la război acum, băgam iaș. Ia bine, încoace și tu. Poc! Haide, fiți atenți, o să jucăm aici,
ca să mă revanșez pentru că am ajutat capitolul ăsta cât m-am chinuit eu cu setările alea la OBS. Ăștia nu cred că știu că mă aflu aici, de ce bine. Ia, nu, facem așa. Hai că încercăm și pe ăla să-l omorâm așa. O să mă joc doar cu pistolul aici. Doar pistol, fără pușcă. Doar pistol și grenezi, evident. Fără grenezi nu jucăm, știți de ce? Pentru că vreau să-mi ușurez treaba. Nu așa, stai, întâi ridică-te. Și fiți atent, hai să scăpăm de aia de acolo. Dacă aș putea să arunc grenada aia, hai că bine. Și e mort. Bum. N-a murit să-ți bagi piciorul. Nu m-a văzut fraierul. Auci, 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 auci. Încă un out. Hai că o să termin toate gloanțele din pistol până la urmă. Ecran roșu, nu-i bine. Red screen, red screen. E mai rău ca blue screen-ul ăsta. E, nici chiar așa, dar înțelegeți voi. Hai, ieșiți mă de acolo. Unul out și mai e pe partea aia. Unul, hai, încarcă că la puneți de acolo. Și văd că aici nu e pe gloanțe de rezervă, e pe încărcătoare de rezervă, dar se consumă mai greu. Bă, îmi place ideea, gen, trag așa două gloanțe, tot 15 mi se pare că mi-arată, nu? 14, și dacă trag tot două gloanțe, mi-arată 13? Tot 14 mi-arată. E, ideea asta e bună, de cum sunt gloanțe de rezervă făcute. Mai unul pe parte, hai că mă duc după el. Mergem la vânătoare în seara asta. Spartani, astăzi cinăm în iad, cum era la Mondeni sau cum se chema emisiunea aia. Bă, era mișto cu făcea cu Spartani, astăzi cine mânia și țipă aia. Au, au. Amintirile mele de pe vremea când mă uitam la televizor acum vreo 4 ani, poate chiar mai mult. Bă, cam de când am terminat școala generală, m-am schimbat mult. Am dat grenada prostă, să-ți bagi piciorul. Și așa strici grenăzile, nu mai faci misiunea cum trebuie, așa că n-am omorât pe niciunul. De ce dracu nu se duce grenada cum trebuie? Ia, iar sare aiurea. Nu mai moare. Bun, e mort ăla și mai unul pe partea aia. Sau unde naiba o fi? E, după colț sau e după perete? Ce, soldat? Nu-i soldat. Îți doi, ce naiba? Hai, mori acolo. Bum, hai, intrăm peste direct. Cine n-a fost cu minte? Poc, glonț în cap. Hai, care mai vrea, că am destule. Aici, niciunul, înseamnă că mai e pe jos. Afară, aici, văd că e curat. Mă, care șmecher aici, că vă omor, pe toți vă omor. Cum era clipul ăla cu ei, cu fantomă sau ca să bântuite ceva de genul și făcea bu-bu-bu, pula mea. Hai, chiar eram pe care să mor. Am ieșit din casă, hai mă că ieșim acum din casă și încheiem și challenge-ul ăsta. De unde trage? Aaa, ăștia să afară, îmi pare rău, jucăm cu pușca, dar și ceva, hai că ne întoarcem pe sus pe acolo. S-a închis ușa, serios, serios, a trebuit să închidă ușa. E, hai că jucăm așa atunci, băgam iaș. Hai mă, vină încoa, vină încoa, vină încoa, vină încoa, vină încoa. Ce vrei mă tu, ia gloanțe acolo, poc, hai, încă unul. Vină încoace, hai că acum încheie să filmezi și de-aia, mai aș după câți drași mi-a făcut. Asta să configurez OBS-ul ăla, căcate în el. Nu iese de acolo, las că mergem noi după ei atunci. Ia vină încoace, ai viteză, du-te, 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 hop! Și cred că mor. A murit, da. Prima dată când murim în jocul ăsta, frumos, n-am ce zice. Am făcut o greșeală, se pare că erau la acolo, mai bine așteptam să mai iasă și mă duceam în altă parte. E, asta e. Nici nu știu pe ce dificultate, parcă l-am pus pe casual sau pe veteran l-am pus, nici nu știu. E, acum putem să ne întoarcem sus pe acolo. Hai că ne facem, că nu s-a întâmplat nimic, aș putea să tai la montajul ăsta, dar nu sunt un nesimporc. Ok, stai, uite aici geamurile astea. Pune-te, bă, pe Q-ul, merge? Nu merge. Hai că tragem așa atunci, dacă are și ăștia ar fi și mai bine. Da, hai că le dăm o grenadă atunci, hop! Și cred că ăștia au fost. Am rămas fără greneze acum, nu-i prea bine. Vedeți voi după aia ce o să mă chinui mai încolo fără ele. Că nu o să mai am de unde să fac rost. Și nu pot să ies afară după ele. Să-mi iau altele, de unde le-am luat mai devreme. Înțelegeți voi, că sunteți copii mari. Bine, chit că unii sunteți mai mici de vârstă. Mă rog. Ce vrei mă tu? Hai, vino încoace. Ia gloanțe acolo și taci.
Hai, dați muniție încoa. Bun. Cărcător full. Stați că sunt alții pe aici. Alocați-i urte să apară. Aici nu, aici nu. Da, și ceva. Ne-am întors în casă. E atunci tot cu pistolul. Știu că mă pare rău. Challenge-ul e challenge, challenge. Dă-mă pistolul încoa. Ăsta e, ăsta e. Bun. Și o mitralieră ia dă-o încoace. Bun, dă pistolul. Loading. Eu nu sus acolo se pare. Acum chinuială. Fii mea răcea la dracu. Ieși mă după perete. Mă duc după el. Hai că s-a pus sus acolo, se pare. Nu, 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 nu! Dă-te în spate, dă-te în spate! Bun, gata, m-am refăcut. Ăștia-s fost? Bun, atunci. Hai că eu mor pe toți doar cu pistolul. Ăsta, da, luptător în război, raid. Ar trebui să joc mai stealth, da? Cine dracu și eu să mă joc stealth, să nu așa, la sunet, să nu fiu auzit. Bine, eu când mă joc ceva, fac rush direct să mă distrez, nu stau să joc la strategie. Bun, am ieșit din casă, am ieșit, ia dă-mi coace mitraliera asta. Hai, băjeți, hai da după mine!